Fața ta, tu care șezi peste heruvim și vom fi mântuiți. Lăudat să fie Iisus Hristos. Dragă Părinte Felix, asistent general, dragă Părinte decan și paroc, cele voastre, părinți care vă apropiați mereu de tineri, dragi tineri și tinere, dragi și iubiți credincioși, uniți cu noi, prin intermediul internetului. Astăzi, în întreaga noastră dioceză, a fost și este încă mai departe o mare bucurie. Atâția copii, tineri și adulți au ținut să-și reînnoiască fidelitatea lor în această misiune de a fi cei ce răspândesc iubirea în acțiunea catolică. Ne bucurăm să fim și noi în catedrală, încheiind astăzi acest moment frumos de angajare, de a fi pentru Iisus o cale pentru a veni la noi, o cale pentru alții de a merge spre Iisus, pentru a celebra cu vrednicia această sfântă liturghie și a primi adeziunea voastră, îi cerem acum iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele, spunând: mărturisesc lui Dumnezeu puternicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cu cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Din
tot puternic și milostiv, dă-ne, te rugăm, harul ca nicio grijă pământească să nu ne împiedice în drumul nostru spre întâmpinarea Fiului Tău, iar cunoașterea înțelepciunii cerești să ne facă părtași de viața Lui, El care, fiind Dumnezeu, viețuiește și domnește în unire cu Tine și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Baruch. Dezbracă, Ierusalim, haina plânsetului tău și a oprimării tale și îmbracă frumusețea gloriei care vine de la Dumnezeu pentru totdeauna. Învăluie-te cu mantia dreptății care vine de la Dumnezeu. Pune pe capul tău diadema gloriei celui veșnic. Căci Dumnezeu va arăta la tot ce este sub cer strălucirea ta. Căci numele tău va fi chemat de către Dumnezeu pentru totdeauna, pacea dreptății și gloria pietății. Ridică-te, Ierusalim, și stai pe înălțime. Privește spre răsărit și vezi adunându-se copiii tăi de la apusul soarelui până la răsărit la cuvântul celui sfânt, bucurându-se de memorialul lui Dumnezeu. Au plecat de la tine pe jos, duși de dușmani, dar Dumnezeu îi aduce la tine purtați cu glorie ca pe un tron regal. Dumnezeu a hotărât să coboare orice munte înalt și colinele veșnice, să umple văile ca să niveleze pământul, ca Israel să înainteze în siguranță spre gloria lui Dumnezeu. Pădurile și orice copac plăcut mirositor îi fac umbră lui Israel la porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu îl va conduce pe Israel cu bucurie în lumina gloriei sale, cu îndurarea și dreptatea care vin de la El. Cuvântul Domnului. Lucruri mari a făcut Domnul pentru noi și suntem plini de bucurie. Când Domnul i-a întors pe locuitorii Sionului din robie, ni se părea că visăm. Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri, lucruri mari a făcut Domnul pentru ei, lucruri mari a făcut Domnul pentru noi și suntem plini de bucurie. Mari a făcut Domnul pentru noi și suntem plini de captivitatea noastră ca brăiele
Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Filipeni. Fraților, îmi aduc aminte de voi totdeauna, în fiecare rugăciunea mea pentru voi toți, rugăciune pe care o fac cu bucurie pentru participarea voastră la Evanghelie din prima zi și până acum. Sunt încrezător că Cel care a început în voi această lucrare bună o va duce la îndeplinire până în ziua lui Hristos Iisus. Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe voi toți cu aceleași sentimente ca ale lui Hristos Iisus. Și pentru aceasta mă rog ca iubirea voastră să crească din ce în ce mai mult, în cunoaștere și discernământ în toate, ca să distingeți ceea ce este util, așa încât să fiți curați și neprihăniți pentru ziua lui Hristos, plin de rodul dreptății care se obține prin Iisus Hristos, spre gloria și lauda lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Iisus Hristos, după Sfântul Luca. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Ponțiu Pilat era guvernator al Iudeii, Irod tetrarh al Galilei, Filip, fratele său, tetrarh al ținutului Iturei și Trahonitidei, iar Lisania, tetrarh al Albilenei, pe timpul arhiereilor Anna și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a fost către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. El a venit în toate împrejurimile Iordanului, predicând botezul convertirii spre iertarea păcatelor, așa cum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia, profetul: glasul celui care strigă în pustiu: pregătiți calea Domnului, faceți drepte cărările Lui. Orice vale va fi umplută și orice munte sau deal va fi nivelat. Drumurile strâmbe vor fi îndreptate, iar cele cu gropi vor fi netezite și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos.
Să nu care cumva să se gândească cineva care timp să ațipească la această predică, pentru că voi încerca să fiu destul de scurt, considerând că mai avem o sfântă liturghie la ora 17. Așadar, preasfințite, dragi confrați preoți, dragi membri ai Acțiunii Catolice, dragi tineri iubiți frați și surori în Hristos, permiteți-mi să vă trimit 3 SMS-uri. Nu puneți mâna pe telefon, care să nu ajungă neapărat pe ecranele telefoanelor, dar sper la inima voastră, inspirate, bineînțeles, din liturgia cuvântului, de ceea ce încearcă Dumnezeu să ne transmită în această a doua duminică Adventului. Primul SMS. Cuvântul lui Dumnezeu nu ajunge neapărat mai întâi la cei mari și tari, sau care se consideră mari și tari, care au putere și sunt vizibili, ci vrea să ajungă la inima fiecăruia. Vrea să ajungă la inima ta, pentru ca să transforme viața ta, să o transforme după voința lui Dumnezeu și să te facă mesager al Său. Așadar, atunci când Dumnezeu privește la tine, nu-ți întoarce privirea. Nu te păcăli că vrea să trimită pe altcineva. Tu ești cel la care vrea să ajungă cuvântul Său, la inima ta, și ție îți încredințează o misiune. Al doilea SMS. Cuvântul lui Dumnezeu nu ajunge în marile cancelarii, la marile palate, în marile moluri și așa mai departe, ajunge în pustiu. Ai curajul să faci pustiu, deșert în viața ta, adică să dai la o parte ceea ce este mai puțin necesar, ceea ce te poate împiedica să asculți glasul lui Dumnezeu, ceea ce te poate împiedica să-L urmezi pe Dumnezeu. Fă liniște în inima și în viața ta. Fă să se audă acea pace și să simți acea pace care este numai darul lui Dumnezeu. Al treilea SMS. Acțiunea Catolică este un dar și o resursă. A spus-o tocmai ieri Sfântul Părinte la rugăciunea Îngerul Domnului, adresându-se Acțiunii Catolice din Italia, dar și din lumea întreagă. Și în continuare a spus Sfântul Părinte, citez: încurajez structurile sale diecezane și parohiale să se angajeze în formarea laicilor capabili să mărturisească Evanghelia, devenind plămada unei societăți mai drepte și mai solidare. Bucură-te că faci parte din Acțiunea Catolică. Implică-te, ești în anonimat și arată că tinerii pot schimba fața acestei lumi. Lăudați să fie Iisus Hristos! Celor prea iubiți, dragi tineri, deoarece ați fost chemați prin Harul lui Dumnezeu să colaborați la apostolatul Bisericii în Acțiunea Catolică, fiind adunați aici în fața lui Hristos, invocând mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, a Sfântului Iosif, patronul Acțiunii Catolice, și a fericitului nostru Anton Durcovici, vă întreb, promiteți să vă angajați sub călăuzirea Papei, a episcopilor și a preoților la formarea voastră creștină și să trăiți o viață cu totul conformă cu legea lui Dumnezeu și a Bisericii? Promiteți să mărturisiți cu mult curaj credința catolică pentru care am fost renăscuți de Dumnezeu și în care, cu ajutorul Harului Său, sperăm să rămânem fideli? Promiteți să răspândiți învățătura lui Hristos și a Bisericii în familiile voastre, în societate, în ambientul în care trăiți,
pentru a vesti astfel tuturor mesajul evanghelic al iubirii. Promiteți să-i considerați pe toți cei înscriși în asociația voastră ca frați, conlucrând în spirit de caritate și comuniune. Așa să vă ajute Dumnezeu, căruia să-i fie slavă și cinste în toți vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeule atotputernic, de la care ne vin toate lucrurile bune, te rugăm să binecuvântezi și să ajuți acești tineri creștini pentru că a înzestrat cu aceste semne ale apartenenței la acțiunea catolică, să se poată dezbrăca de omul cel vechi și să îmbrace omul cel nou, care a fost creat pentru împărăția ta. Prin Hristos Domnul nostru.
acum împreună în această atmosferă de iubire, ne reînnoim cu toții credința, spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul Cerului și a Pământului, și Dumnezeul și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui, și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Domnul și de viață dătător, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, chemați la convertire și la mântuire, să-i cerem Domnului în rugăciunea noastră să ne facă apți în a pregăti calea lui Iisus care vine. Să ne rugăm și să spunem: ajută-ne, Doamne, să pregătim calea Ta. Ajută-ne, Doamne, să pregătim calea Ta. Pentru ca biserica, prin contribuția fie chiar și a celui mai mic dintre credincioși, să poată fi totdeauna un centru luminos și primitor pentru toți oamenii, să ne rugăm. Ajută-ne, Doamne, să pregătim calea Ta. Pentru ca semnelor exterioare ale sărbătorilor Crăciunului să le corespundă adevărata convertire a inimii noastre la Hristos, precum și solidaritatea fraternă, să ne rugăm. Ajută-ne, Doamne, să pregătim calea Ta. Pentru ca egoismul, închiderea și interesul să cedeze locul unei adevărate fraternități între popoare, să ne rugăm. Ajută-ne, Doamne, să pregătim calea Ta. Pentru ca toți creștinii care au funcții de responsabilitate în structurile sociale să dea ascultare glasului Duhului și să lucreze pentru o societate mai dreaptă, să ne rugăm. Ajută-ne, Doamne, să pregătim calea Ta. Pentru ca să fim tot mai mult sarea pământului și lumina lumii, într-o societate în care valorile creștine sunt considerate din ce în ce mai mult lipsite de importanță, să ne rugăm. Ajută-ne, Doamne, să pregătim calea Ta. Pentru noi toți cei prezenți, ca să înțelegem că a face parte din acțiunea catolică înseamnă a fi în slujba bisericii, care are misiunea de a-L duce pe Hristos și mântuirea Sa la toți oamenii, să ne rugăm. Ajută-ne, Doamne, să pregătim calea Ta. Pentru ca fiecare membru al acțiunii catolice să se implice cu generozitate în acest an asociativ 2018-2019 în activitățile parohiale, să ne rugăm. Ajută-ne, Doamne, să pregătim calea Ta. Dumnezeule, Părintele nostru, luminează-ne mintea și întărește-ne voința, pentru ca nașterea Fiului Tău la Betleem să ne găsească pregătiți de a-ți ieși în întâmpinare și de a trăi iubirea Ta adevărați, ca și adevărați creștini. Așa te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Privește cu îndurare, Doamne, la rugăciunile și jertfele smereniei noastre și ceea ce nu putem dobândi prin meritele noastre, dăruiește-ne din belșugul milostivirii tale, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor locul este, să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfântă, tot puternic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, la întâia sa venire îmbrăcând neputința firii omenești, a împlinit o rânduirea dintr-un început și ne-a deschis calea mântuirii veșnice. Pentru ca la a doua venire, în strălucirea măririi sale, să primim în cele din urmă, în lumina deplină, cele făgăduite, pe care acum, veghind în credință, îndrăznim să le așteptăm. De aceea cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate cetele oștirii cerești, cântăm imnul slavei tale, zicând fără încetare. Sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea coroa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era pândut, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta
în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați-te porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnește în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul Tău. Dăruiți-vă pacea. Miluiește-ne.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Vino, Doamne Iisuse, vino și rămâi mereu cu noi. Doamne, nu sunt vrednic să intri în cuvântul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tăma. Lui Dumnezeu să fie purtat pe căile Lui, în drumul întins al credinței. În cerul meu bun să mă spre El, sufletul meu să-i facă lăcaș, sub brațul Său sunt, să audă cântarea și Lui cânt al meu. La Sfinții, cât de mult valorez pentru tine. Luminează mintea, deschide inima
și întărește în voință pentru a te căuta mereu pe tine bucuria vieții mele. Iisuse Hristoase, Tu îți îndrepți privirea spre mine și mă chem să fiu prietenul, ucenicul și mesagerul Tău. Îți mulțumesc pentru darul acțiunii catolice și pentru omul. Locul aceste lumi să fiu la biserici, animată de dorința de apostola și corespunzabilă în misiunea bisericii, împreună cu păstorul, Duhul e Sfânt, care mi-ai oferit atâtea daruri, ajută-mă să-mi păstrez mereu dorința de a ieși din anonimat, de a mă implica în viața comunității și de a fi un mărturisitor al prezenței Tale în lume. Sfântă Fecioară Marie, Regina Acțiunii Catolice, roagă-te pentru noi. Sfinte Iosif, patronul Acțiunii Catolice din Dieceza de Iași, roagă-te pentru noi. Sfânt Ioan al Doilea, patronul Acțiunii Catolice din România, roagă-te pentru noi. Amin. Dacă Părinte Felix, asistent general pe țară a Acțiunii Catolice, dacă Părinte Lecanu și paroh, Părinte Iosif, care te ocupi cu tinerii noștri, și Părinte Cristi, dragi tineri, tinere, care ați făcut astăzi această declarație de dragoste. Dragi iubiți tineri și tinere din întreaga noastră dioceză, care astăzi ați făcut adeziune la Acțiunea Catolică, dragi adulți și copii, dragi credincioși prezenți la această celebrare, vă rog să luați loc o clipă. E o mare bucurie pentru noi să știm că Dumnezeu l-a ales pe Ioan Botezătorul ca un crainic a venirii lui pe pământ. El care s-a bucurat de întâlnirea cu cel așteptat. El care a ieșit să strige, să vestească și să-l facă cunoscut pe așteptatul popoarelor. E o mare bucurie pentru voi, dragi tineri, că astăzi, mereu, în schimb, nu numai astăzi, Dumnezeu vă cheamă ca iluminați de prezența Harului Său să duceți în lume vestea lui Hristos, Cel făcut om și rămas în mijlocul nostru. 2 câte 2, 72 a trimis Iisus în lume. Putem spune și noi astăzi că atâția care au făcut astăzi adeziunea se pot considera vestitorii prezenței lui Iisus în mijlocul nostru. Se pot considera și trebuie să-i considerăm ca și trimiși ai Domnului, pe voi, dragi tineri, pe care Iisus v-a îndrăgit și vă îndrăgește, care Iisus vă caută și vrea să vă facă pe voi înainte mergătorii Săi, cei care vestesc cu curaj, angajați în această misiune de a vesti Evanghelia peste tot și oriunde, într-un chip deosebit prin trăirea voastră. Sunt bucuros să știu că în dioceza noastră și nu numai, în întreaga țară, sunt atâția tineri care și-au însușit și iubesc această menire, această misiune, să facă parte din Acțiunea Catolică ca persoane active, curajoase, cu dorința de a-L face prezent pe Iisus, de a răspândi în lume iubirea și de a face pe pământ
să se împlinească visul și dorința lui Dumnezeu de a fi armonie. Tinerii sunt chemați pentru aceasta. Tinerii au o misiune specială pentru aceasta. Ei sunt înzestrați cu o iubire particulară și o sensibilitate specială ca să poată vorbi lumii despre iubire, despre adevărata iubire pe care voi o găsiți în urmarea lui Iisus. Mă bucur să vă spun că Sfântul Părinte, Sfântul Ioan Paul al II-lea, continuă să privească de la fereastra cerului spre atâția tineri pe care el i-a văzut și i-a sensibilizat să poarte în lume dorința de bucurie, pace, dreptate și libertate. Știți când a fost în România că a avut un vis să vă întâlnească, să întâlnească pe tineri, chiar vroia, se vorbea la noi în dieceză. N-a reușit, dar el ne-a lăsat totuși un testament, visul acesta să se întâmple. Și ne rugăm acum noi, vă invit pe voi, dragi tineri și tineri din Acțiunea Catolică, să vă rugați, pentru ca Papa actual, cel care continuă misiunea Sfântului Părinte, Sfânt Ioan Paul al II-lea, să ajungă să împlinească acest vis. Adică dorința noastră să fie împlinită printr-o vizită. Vă încredințez vouă, noi toți vă încredințăm, tocmai această dorință și cerere ca Dumnezeu să facă posibilă vizita Papei Sfânt, Papei Francisc, în mijlocul nostru. Se vorbește, se știe, se aude, noi credem că se va realiza și că ne vom bucura să auzim din gura lui direct ceea ce ne-a spus Părintele Felix la cuvântul său. Vă doresc să aveți această bucurie și nu numai vouă celor prezenți aici, dar și copiilor care dimineața au făcut această adeziune și vârstnicilor, adulților care au făcut astăzi și voi care ați făcut și toți cei care au făcut în dieceză acest gest de curaj de a ieși din anonimat, de a fi purtători de lumină în lume. Și acum ne ridicăm în picioare și ne rugăm și primim binecuvântare. Să ne rugăm, îndestulați fiind de această hrană sufletească, te rugăm cu umilință, Doamne, ca prin participarea la tainele sfinte să ne înveți să privim cu înțelepciune la cele pământești și să năzuim spre cele cerești, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, a Sfântului Iosif, a Sfântului Ioan Paul al II-lea și al fericitului Anton Durcovici, să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Curia noastră-i mare, căci pe tine